Bă, dacă ar fi fost după mine, luam pe ăsta de la voluntari. Dar toți sunt portari foarte buni. Avem portari buni, dacă am avea și ceilalți, pe ceilalți jucători la nivelul portarilor, noi avem 6 portari trăzne, bă, frate. Noi la portari a părut că mereu stăm bine. Uite, eu îl luam și pe cel de la Hagi și îl puneam pe, pe cel pe banda Azilu? Dreapta, pe banda dreaptă, cu Octavian Popescu pe banda stângă. Jucați cu tineretul? Poftim? Zici, jucați cu băieții de la tineret, să spunem așa, între ghilimele. Cu, da, da, da. La cele două jocuri jucam cu ei și vedeam și dacă se ridică la nivelul cerut de antrenor. Da? Fiecare face ceva și asumă, dar are mijloc bun, are în față destui cu Alibecu ăsta, nu, are doi fundași laterali destul de ofensivi. Să știi că cu portar bun, cu tot ăsta, Edi Iordănescu are echipă municipă de data. Considerați că a fost gestionată bine treaba asta cu Andrei Ivan, pentru că el n-a fost convocat? Nu, eu îl chemam la echipa națională. Basara Panduru, vedeam într-o declarație că el crede că nu va mai fi niciodată convocat Andrei Ivan în mandatul lui. Dacă sunt antrenori care li se pune pata, se pune pata pe câte un jucător, ăla nu e antrenor de mare valoare. Cu jucătorul te mai și cerți, îl mai și cerți, îi spui unde a greșit, dar ce e aia de super pe jucător? Cam măgarul pe stație direct.